La sediul Severnav din Drobeta Turnu Severin a fost lansată nava Gentleman 2, fiind prima lansată anul acesta. În valoare de aproximativ 3 milioane de euro, această navă urmează să plece în Olanda, către același beneficiar. Cu o istorie de peste 160 de ani, Severnav S.A. este una dintre cele mai importante firme din acest domeniu. În țara noastră, activitatea șantierului naval din Severin ne face să ne mândrim nu doar la nivel național, ci și în toată Europa. Noua navă, prima lansată anul acesta, chiar în această dimineață la șantierul naval din Drobeta Turnu Severin, este un corp de navă pasager cu dimensiunile 135 de metri lungime, 11,45 de metri lățime și 7,90 de metri înălțime și o greutate de 965 de tone. Producătorii români au reușit să păstreze standarde de calitate ridicate, cerute de altfel și de clienți, făcând față concurenței din partea producătorilor chinezi, unde costurile de producție sunt mult mai mici. Mai mult decât atât, compania Severnav S.A. se poate lăuda cu numeroase contracte, încheiate atât cu clienți străini, cât și cu beneficiari din țara noastră. Pe lângă contractele încheiate în România, navele produse la Drobeta Turnu Severin se îndreaptă către beneficiari olandezi, germani, cât și francezi, încercând să se extindă din ce în ce mai mult pe piața națională, cât și pe piața internațională. Este a doua navă de acest tip. Cealaltă a fost lansată anul trecut în august și momentan așteptăm un nou contract, probabil un nou tip exact la fel pentru anul viitor. Calitate deosebită, clientul foarte mulțumit, apreciere pentru tot șantierul. Contractele dumneavoastră merg numai afară, navele pe care le faceți? Nu. Paradoxal, au început și parteneri români să facă navă. Următoarea navă vom face pentru firma Beotrade, care deține pachetul majoritar prin domnul Georgescu, domnul Stanoievici. Și vom face această navă cu un grad foarte mare de saturare. Deci mergem pe linia pentru a satura nave complet. Deci asta este targetul în viitor al șantierului. Și despre ce navă vorbim? Nava 501 o aveți în spate, acolo, în grad de execuție, și pregătim pentru lansare pentru sfârșitul lunii mai. Dacă ar fi să facem o medie, cam câte nave rămân în țară și câte merg afară? Pe la ora actuală avem cam 6 nave pentru parteneri interni și restul încă 4 pleacă afară anul ăsta. Dumneavoastră sunt cu preponderență din ce zone? Momentan, această navă este pentru Olanda, o să avem navă pentru Germania, cam Olanda, Germania, Belgia aici și vom avea 2 tancuri pentru Franța. Deci încercăm să ne extindem și pe piața franceză ca să putem să acoperim o marjă variată de nave. Nivelul calității oferit de șantierul naval din Drobeta Turnu Severin este unul foarte apreciat de toți partenerii, dar mai ales de cei străini, care aleg Severinul în detrimentul marilor companii din China. Nava va pleca din Drobeta Turnu Severin către Olanda, unde va fi dotată cu echipamente de top și va fi exploatată de operatori turistici pe marile fluvii europene. A fost și clientul personal mulțumit de această navă. Mai avem mici remediere acum la final când o să o tragem la cheu, sensul de vopsitorie, chitoiure, pentru că este un pasager, nu este o navă fluvială și mai trebuie un pic aranjat. Când va pleca către... Cel mult 2 săptămâni e plecată de aici și credem că e de succes pentru că, din câte am înțeles, vrea să mai comande încă una. Clientul este deținătorul unei firme germane. Timpul record de execuție, dar și calitatea superioară îi fac pe cumpărător să revină de fiecare dată la șantierul naval din Drobeta Turnu Severin, unde au mai fost executate nave de acest fel. Avem o relație lungă cu cei de la această companie producătoare de nave, noi având multe alte proiecte de colaborare aici și în trecut. Așadar, a fost ușor pentru noi să facem această alegere de a construi nava aici. Una este loc și pentru îmbunătățiri și încercăm ca fiecare proiect să fie și mai bun față de cel precedent. Vrem să menținem și pe viitor această colaborare între noi și firma constructoare din România. Severnav S.A. este una dintre cele mai importante firme din acest domeniu în țara noastră, fiind apreciată în același timp la nivel european și mondial. Tradiția și experiența acumulată în cele câteva decenii de activitate ne conferă încrederea că și pe viitor această societate va juca un rol important în economia județului Mehedinți. Locurile de muncă oferite de această companie au fost un real sprijin pentru severineni și nu numai.